duelul cu Ordea. Vână, pasă bună la Florinel Coman. Tanase întoarce această minge. Man, gol! 3-1 FCSB. Man, iată, se simte mai confortabil venind din bandă. Și Roman a încercat de marcări în prima repriză, dar lui Man, iată, îi vine mai bine această minge peste el. Execută fără probleme pe Figueredo. Din nou, diferență de 2 goluri. Da, mai aproape de realitate, de raport. Rezultatul, poți face rezultate excelente și fără posesie. Degeaba e posesia, 70%. Nu reușește să o scoată din fața careului. Vână, excelent, a venit acolo Tanase. În marginea careului trage Tanase. Duelul reușește să trimită de lângă Popovici. Florinel Coman intră în careu. Coman a vrut să paseze în fața porții. Celor de la Hermannstadt, după aici și de-aia ne sincronizăm. Intrare pentru Nedel cu... A ezitat acolo Figueredo. O bună de Cristian transversală la FCSB. A dat gol în sezonul precedent Iulian Cristea, la una dintre primele sale partide în tricoul noi. Un șut violent. Nu am apucat să-mi duc ideea până la capăt. În această formulă aparent ofensivă cu doi atacanți, nu mai au acea siguranță în posesie. Tanase, Tanase intră în careu. Tanase respinge Figueredo. Coman presat de Dâlbea. Are un gol la mijlocul terenului. Aici o centrare. Prima atingere de minge. Denisman, Vână pentru Florin Tanase. A plecat acolo în stânga. Foarte bine Bolașa. Are mingea pe dreptul. Vine centrarea. Se ciocnește Hora de Popovici. Popovici, Vână recuperează multe mingi. E recuperat de la mingi de Vână. Tanase pentru Coman. Bolaș încearcă să vină din spate pentru a sprijini Coman. Vedem Coman, o centrare pentru Vână, preluare superbă a lui Vână. Vână cearcă un elastic în apărare. Vână imediat pleacă Vână cu mingea la picior. Cum vede un spațiu pe care îl lasă adversarul. Florinel Coman a încercat pentru Vână. Hora se întoarce, prinde spațiul cu roții, dar ține echipa lui Bogdan în mingea, zona centrală a terenului. Acum Bălașa spunează centrarea cu stângul, centrează cu dreptul, aproape de gol Vână la debut, trimite cu capul. Mare luptă cu Arlauskas, jutul lui Loșai de aseară. Ce paradă la această luptă de cap al lui Vână. Vedem aici Ludovic. Denisman, din nou acțiune care se anunță periculoasă. Man pentru Florinel Coman, preluare bună. Coman, un dribbling, se eliberează pe dreptul Figueredo de Florinel Coman. Iar contrarul lui Hermannstadt evită o nouă diferență de 2 goluri pe tabelă. Două parade foarte inspirate. Care urmărește pe Florin Tanase. Primește capitanul celor de la FCSB, Ionuț Vână. Centrare cu frig spre bara a doua. Gol! Marchează Nedelcu. Potează un an la o echipă. Asist pentru Vână, care are un debut foarte bun. Centrare nemaipomenită. Nu dau seama dacă a vrut să trimită în fața porții sau a dat la poartă Nedelcu. Am trebuit să depășurește acea poziție acolo în fața apărării. Vână, elegant din prima, cu Nedelcu. Ce lejeritate în combinații la FCSB. Bălașa îi trimite lui Tanase. Șut de pe loc al lui Tanase. Bine, Vână l-a primit. Nu le iese combinația celor doi. Vână foarte încrezător. După asistul de mai devreme era foarte bucuros. Coman trece de un adversar, faultat, rezistă, rămâne pe picioare. Trimit acolo lui Tanase. Tanase s-a repiat. Care cere mingea. Vână îi pasează lui Tanase. Șut în blocaj.